Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal de YouTube. Astăzi vom face un draft pentru că mi-ați tot cerut. Bă, Cipi, fă și tu drafturi și o să facem un draft într-un mod foarte special. Așa că hai înainte de a începe clipul de astăzi cu un like puternic, hai cu peste 200 de like-uri și la acest videoclip. Sper să vă placă această serie cu drafturi și, bineînțeles, v-am spus, este ceva special și o să încerc să fac ceva special la fiecare draft în parte. Nu doar să construiesc un draft și să joc cu echipa, ci să fac și ceva interactiv totodată. Hai și cu un subscriber tu 5k, aveți și Instagram-ul meu în descriere și aici pe ecran, cipi.grill. Dați-mi și mie un follow la 5000 de abonați, facem extragerea unui giveaway, găsiți toate detaliile pe Instagram. Și astea fiind spuse, așa cum ați văzut și în titlu, hai să dăm drumul la un draft, dar nu înainte de a face exact chestia pe care ați văzut-o în titlu și în thumbnail. Aici nu contează ce-i dăm, o să dăm semi-prostea, le fac eu așa pentru un obiectiv și ideea care contează este că vom face un super draft. Am primit astăzi, ne punem și pe scena asta să vedeți, un colet, un tricou mai exact. Și așa cum ați văzut în titlu și în thumbnail, o să facem un draft cu echipa pe care o avem aici pe tricou. Eu sincer nu știu ce tricou este și abia aștept să văd. Hai să desfacem pachetul. Aproape l-am desfăcut, mamă, și mai avem încă un pachet, ok. Deci suspansul încă ține, suspansul încă ține, l-am scos, mamă. Deci acum în câteva secunde vom afla. Avem aici tricoul. Băi, sunt foarte curios, deci tricoul este, bineînțeles, de la o echipă sau poate chiar de la o națională, nu știu. Și de la ce echipă sau națională vom avea acest tricou, vom încerca să facem draftul acelei echipe și o să luăm atât jucători care joacă în prezent acolo, cât și jucători care au activat în trecut la această echipă sau națională. Bine, dacă era națională, bineînțeles, hai că nu, și ați înțeles voi ideea. Hai să vedem cine este, bă, frate. Avem aici într-un plic pus tricoul. Hai să-l desfacem frumos. Foarte tare și o să vă arăt imediat și cine mi-a oferit acest tricou. Numai puțin să-l deschidem prima dată să vedem de la ce echipă este acest tricou. Mamă, îmi place ce văd, ia să vedem. Ia și... Băi, un tricou de la Borussia Dortmund pe care voi nu-l vedeți, nu se poate, stați două secunde. Bun, deci până acum nu mă gândisem la treaba asta, că nu o să se vadă, eu având un green screen, acest galben nu se prea vede. Este un tricou de la Borussia Dortmund, acum îl puteți vedea pentru că am schimbat green screen-ul care a devenit blue screen între timp. Cam așa arată tricou, bine, acum mă văd eu cam transparent. Foarte mișto, sincer, acest tricou, fără niciun nume pe spate. Însă Borussia Dortmund este clubul pe care trebuie să-l căutăm în acest draft cu Puma frumos. Hai să-l pun pe mine, mă, fraților. Și s-a pus tricoul pe mine în acest moment. Bă, arată foarte tare. Chiar îmi place mult cum arată. Frumos pe aici cu niște dungi negre. Așa-l vedeți și aici puțin. Un pic de negru așa. Scrisul cu mov, frumos, îl vedeți. Și mai jos avem același model. Un tricou de la Borussia Dortmund. Foarte tare și cu Puma aici pe mânecă. Nu știu dacă o vedeți așa. Puma pe mânecă, Puma bă, cum vine, mă, aici? Aici, Puma, aici sigla de la Dortmund, frumos, tare. Bine, acest tricou l-am primit de la băieții de la tricouri de fotbal.cc. Vă aștept cu un follow pe Instagram aici, pe pagina lor. Vând mai multe astfel de tricouri de fotbal și ceea ce îmi place foarte mult la site-ul lor, vedeți aici toate tricourile pe care le au disponibile, dar am văzut că destul de multe le aduc și pe parcurs. Uite, ăsta e și tricoul pe care l-am primit eu. Mai sunt multe astfel de tricouri, cum ar fi ăsta cu Chelsea, mi se pare top, dar din păcate s-a vândut. Dacă nu se vindea, cred că pe ăsta-l luam, e prea mișto. Bine, și asta cu Dortmund mi se pare forță. Sumărim atât pentru copii, cât și pentru adulți, adică, de exemplu, găsiți și XS, găsiți și XL, găsiți și el, uite, și asta cu United, cu Cristiano Ronaldo pe spate, dacă sunteți fani Ronaldo, fani Man United, găsiți acest tricou în stoc la doar 170 de lei. S-a vândut, de fapt, îmi pare rău. Acesta s-a vândut, ăsta mi s-a părut top, foarte mișto tricou ăsta de la Germania, modelul ăsta foarte, foarte tare, cu Ozil cu numărul 10 pe spate, un tricou foarte, foarte mișto. Și ceea ce îmi place mult la ei este că în fiecare zi au reduceri, bă, frate, adică uitați-vă, tricou ăsta
Pe story l-au pus la 100 de lei, el fiind 150 de lei. Și găsiți multe astfel de reduceri în fiecare zi. Uite, de exemplu, ăsta cu Germania, 130 de lei astăzi, doar astăzi pe story, el e 150 de lei. Găsiți multe, multe astfel de reduceri. Uite, ăsta cu Liverpool, iară, ăsta e 250 de lei redus astăzi la 160 de lei. Acum, când postezi eu clipul, poate s-au mai vândut din tricouri, poate nu mai sunt aceleași reduceri, poate sunt reduceri mai mari, dar vreau să vă spun că în fiecare zi găsiți reduceri. Uite, 100 de lei doar astăzi la acest tricou cu Olanda, care în mod normal este 150 de lei, este un tricou din anii 2004-2006 de acasă. Tricouri de fotbal.cc, găsiți pe Instagram aici toate detaliile, așa că vă aștept și pe voi să intrați aici dacă vreți să vă alegeți unul dintre aceste tricouri sau măcar să dați un follow acestor băieți și poate momentan nu găsiți ceva care să vă placă sau care să vreți să cumpărați, dar cu siguranță vor aduce tot mai multe astfel de tricouri în stoc și la un moment dat cu siguranță vă veți găsi unul care vă va atrage atenția. Și ceea ce îmi place este că, bă, frate, au prețuri bune și tricourile nu știu neapărat dacă sunt noi, adică nu sunt noi, nu e cu etichetă, dar ăsta cu Dortmund, de exemplu, e într-o condiție senzațională, nu văd să aibă vreun defect, nu văd să aibă vreo pată, nu văd să aibă absolut nimic, este un tricou senzațional și de asta vă spun că poate vă găsiți și voi ceva. Și astea fiind spuse, hai să trecem pe FIFA. Și în acest moment am intrat pe FIFA, așa că haideți să dăm drumul acestui draft. Trebuie să căutăm cât mai mulți jucători care joacă sau care au jucat la Borussia Dortmund ca să respectăm acest challenge. Sper să iasă ceva mișto. Formația, aici e greu, frate, aici trebuie să ne gândim foarte bine. Hai să mergem cu un 4-3-2-1, o să fim atenți și la icon să vedem dacă au jucat la acest club. Primul player pick, mamăle mar. Băi, nu cred că avem nimic din primul player pick. Nu cred că avem niciun jucător care a jucat sau care joacă. Uite, Mane la Bayern. Se pune Mane de la Bayern să luăm la Borussia Dortmund, cea mai mare rivală, cum ar fi. Ei bine, din primul player pick o să-l alegem pe Vieira, pentru că am și făcut un mic research, dar așa cum mă așteptam, niciunul din ceilalți jucători din acest player pick nu au jucat la Borussia Dortmund, așa că o să încercăm să facem un draft cât mai bun. Hai să mergem pe poziția de CF. Haide-mă cu ceva de la Dortmund. Băi, Kewell, Bobby Firmino, Del Piero, Romarinho și Berardi. Din nou nu cred că avem vreun jucător care să fi jucat la Dortmund. Ei bine, din nou niciunul dintre aceștia nu au jucat la Dortmund, așa că o să-l alegem pe Bobby Firmino fiind cel mai high rated. Și din următorul player pick, bă, trebuie, bă, să vină măcar unul de la Dortmund. Mamă, Guli, Donovan, Puskas. Dar din nou nu cred că avem vreunul care să fi jucat la Borussia. Donovan văd că a jucat la Bayer Leverkusen, văd că a mai jucat și la Bayern München, dar nu a jucat la Borussia Dortmund, așa că alegerea din acest player pick o să fie Ruud Gullit, chiar dacă Puskas avea ratingul mai mare. Bă, pe cât bă sunt mulți de la Dortmund, te rog, dă-mi unul. Haide mă frate, bă, pe ăștia nu se mai verifică, sunt prea mulți. Ăsta cred că ar avea cele mai mari șanse să fi jucat vreodată în viața lui la Dortmund, pentru că e german. Da, la jucătorii mai importanți o să caut să văd dacă au jucat, dar așa nu. Bun, mai departe, bă, și ce avem și aici? Trippier, Hakimi. Bă, Hakimi a jucat, nu? Hakimi cred că a jucat la Dortmund și cred că avem în premieră primul care a jucat la Dortmund. Sau greșesc eu? Da, băi, bă, Hakimi este primul jucător din acest draft care a jucat la Borussia Dortmund în sezonul 2018-2019 și cred că și 2019-2020. În poartă, Burki, Kjobel, te rog, dă-mi unul din ăștia doi. Nu se poate, nu ne-a dat nimica. Ok, mă ajută vreunul la camp, pentru că mi-e greu să cred că ar fi jucat vreunul din ăștia la Borussia. Ok, ăsta văd că face un punct de chem. E bine, hai să trecem mai departe. Deci până acum avem doar un jucător care a jucat la Dortmund, dar niciunul care joacă în prezent, mă frate. Nu vrea să ne dea, nu vrea să ne dea un jucător care e acum la Dortmund. Hai, poate cu banca avem mai mult noroc, frate. Banca de rezerve să ne aducă un jucător de la Dortmund. Haide mă, nu cred. Benzema, Gosens o fi jucat vreodată oare? Da, văd că niciunul dintre aceștia n-a jucat la Dortmund. O să luăm pe acest Nelson, pentru că și Dybala și Benzema au variante mai bune. Sau nu, mă, hai să luăm pe Benzema, că mergem pe rating. Că și dacă ne-l dă pe Benzema, toți ce facem cu el, că avem atac cu forță. Dăm ceva de la Dortmund, te rog, nu vrea, nu vrea să-mi dea, bă, nimic. Ok, o să luăm pe Kramaric, nu știu dacă a jucat, dar joacă în prezent în Germania, să zicem că merge și așa. Următorul, mamă, Rhys James, Eusebio, Kimpembe și Pavlidis.
O să alegem din nou ratingul, pentru că niciunul dintre aceștia nu joacă și nici nu a jucat la Dortmund. Și postul de striker. Hai cu Karim Ademi, bă, ar fi foarte mișto. Haide, Smolarek. Știu că Smolarek a jucat în Germania. Oare a jucat la Dortmund? Da, bă, fraților, verific acum. Și a jucat la Dortmund numai puțin de 2 sau chiar 3 sezoane. Așa că Smolarek este alegerea corectă. Și avem cel de-al doilea jucător care a jucat, a evoluat la Dortmund. Foarte tare, sper să prinde măcar 5. Lăsați și voi chiar acum un comentariu și ziceți câți jucători credeți că o să mai prindem de la Dortmund din următoarele picuri. Eu aș merge pe un încă 3, adică 5 în total. Hai să vedem următorul player pick. De unde ne-a prins cu un cu, dar nu cred că a jucat niciunul din ei. Ok, din acest player pick o să-l alegem pe Gnabry, pentru că nu a jucat la Dortmund, dar a jucat la foarte, foarte multe echipe din Germania. Hai să mergem pe poziția de Kim Ademi, pe la Future, nu Future, bă, Jude Bellingham și Guerreiro, mamă, Bellingham, care în prezent s-a transferat la Real Madrid, dar dacă cardul lui și Guerreiro s-a transferat la Bayern München, așa că mai bine alegem pe Bellingham. V-am să zic să-l dea pe Ademi ăla, cum se numește, shapeshifter, că are poziția de Kim parcă, dar e bun și Bellingham, ok, primul jucător care... Nici el nu putem spune că joacă la Dortmund, pentru că în realitate s-a transferat, dar primul jucător care, uite, are și el sigla asta frumoasă acolo pe tricou. Haide, mă, mai vreau, uite aici un Schule, un ceva, frate, dăm de la Dortmund. Bă, ce-i cu ăștia, Ruben Dias, Varane, dar nu cred că a jucat niciunul. Da, niciunul dintre acești băieți nu a jucat și nici nu joacă la Dortmund, așa că l-am ales pe Varane. Iar pe left-back, dăm, bă, Guerreiro, iar te rog. Nu e Guerreiro, este Günther, care nu știu dacă a jucat la Dortmund, o să ne uităm. Mendy, Camavinga, Robertson, Zinchenko, nu cred totuși că a jucat vreunul la Dortmund, dar hai să vedem. Bun, niciunul dintre acești băieți nu a jucat la Dortmund, așa că o să-l alegem pe cel care ne dă cel mai mult chem și acela este aparent Ferland Mendy de 87. Bun, Bellingham fără chem însă, dar trebuie să dea ceva. Angelinho a jucat oare la Dortmund? Bă, nu mai știu, frate, nu mai știu, dar ne vom uita. Rui Costa, Sharawi din nou, Marcos Alonso, hai să vedem. Ok, de aici o să mergem cu ratingul cu Rui Costa, pentru că am verificat și niciunul nu a jucat la Dortmund. Bă, haide, mă, trebuie să mai dea măcar, bă, măcar 2 de la Dortmund. Haide, Ademi, ceva, dă-mi unul de la Dortmund, Del Piero, iar Klaus, Theo Hernandez. Dar n-a jucat niciunul dintre ei la Borussia Dortmund, din păcate. Așa că o să-l alegem pe Del Piero. Haide, pe portar, aici avem Burki, Kjobel, te rog, Kjobel, toți dă-mi-l. Haide, mă, Walker, Szczęsny, la Font, Onana, niciunul, nu se poate. Da, mă, niciunul n-a jucat la Borussia Dortmund, aceeași poveste ca mai devreme. Păcat, păcat că nu ne dă mai mulți de la Dortmund. Poate acum, poate acum, Klose, care cred că a jucat la Bayern München totuși. Mare parte din acești băieți au jucat cel puțin odată în Germania, chiar și Son, chiar și Ribery, dar o să-l alegem pe Klose, pentru că, dar nu-l băgăm în loc de Smolarek, pentru că Smolarek chiar a jucat la, la Dortmund. Klose a jucat la multe echipe din Germania, inclusiv la rivala celor de la Dortmund, la Bayern München, și de asta nu își merită locul în locul lui Smolarek. Hai mai departe, bă, bă, mai dă unul măcar de la ăștia, te rog, nu cred. Musiala din nou de la Bayern München, Okocha, dar nu dă de la, de la Dortmund, nu dă nimic. Da, o să-l alegem pe Okocha, n-avem ce face, nu vrea să dea nimic de la Borussia, băi, frate, sunt supărat. L-a dat măcar pe Bellingham, dar uite, Royce, da, mă, Royce, frate, o adevărată legendă, da, băi, frate, uite, nu ne-a dat prea mulți, dar uite, ne-a dat acum un card. Bun, hai că s-a blocat draftul după ce a venit Marco Royce, dar spuneam despre el că, în sfârșit, bă, frate, a venit un jucător care, uite, joacă în prezent de atâția ani la clubul ăsta și chiar dacă că de atâtea ori a fost la atâtica să cucerească un trofeu și totuși nu a reușit, uite că a rămas la acest club, a rămas loial și fidel acestui club și uite că ne-a dat, ne-a picat și noi în acest draft. Bellingham e la Dortmund într-adevăr, dar în realitate adică și în realitate a fost la Dortmund în acest sezon, dar se va duce la Real Madrid. Hakimi a fost la Borussia Dortmund, Smolarek a fost la Borussia Dortmund, dar niciunul din ei nu mai juca în prezent la Dortmund, așa că acest Marco Reus este cardul de care chiar aveam nevoie în această echipă și poate vom mai prinde încă unul de la Dortmund, ar fi frumos, acum pe final, haide, Frimpong, nu cred că a jucat, Hasebe, nu știu, hai să verificăm. Bun,
Nimeni de aici nu a jucat la Dortmund, o să-l alegem pe Frimpong. Și ultimul card din acest draft, haide cu încă unul de la Dortmund și Kjoller, care nu știu sincer, bă, ăsta a jucat la Dortmund, ia să verificăm rapid, cred că a jucat la Dortmund sau la ce echipă a fi jucat din Bundesliga, te rog zi-mi că la Dortmund, ar fi frumos să încheiem astfel, haide, da mă, Borussia Dortmund a jucat pe sfârșit de carieră, cred că 7 sezoane la Borussia Dortmund, Kjoller completează echipa și am reușit să adunăm 1, 2, 3, 4, 5 jucători de la Dortmund și aici cu managerul, tot de la Dortmund, cum ar fi? Și nu este de la Dortmund, îl avem pe ăsta de pe Bundesliga, o să îl alegem și cam așa arată draftul echipei de pe tricoul meu, adică Borussia Dortmund, cu niște rivali pe bancă, cum ar fi Gnabry, Kloze, dar și cu alte carduri. Și ca să fie și mai interesant, vreau să închem acest clip făcând și un challenge. Vreau să dau câte un gol cu fiecare card. Era mișto să am și echipamentul cu Dortmund, acum nu-l mai schimb, dar lăsăm, așa e bine oricum. Vreau să dau un gol cu fiecare card de la Borussia Dortmund. O să-i băgăm pe toți în atac. Eusebio 13 RB, Kjoller direct aici, ia uite așa, pe St. Kjoller ca să dea cu capul, cu Royce aici și cu Bellingham, haide mă, trebuie să dăm 5 goluri cu cei 5 băieți pe care îi avem în acest draft de la Borussia Dortmund. Ați văzut acolo, jucăm un draft offline pe semi-pro, așa că n-ar trebui să fie prea greu, dar nu știu nici cât de ușor va fi să dăm 5 goluri. Hai să vedem dacă reușim acum primul gol. Este mingea Ferland Mendy, pasă pentru Jude Bellingham. Bellingham este primul marcator din acest draft de la Borussia Dortmund. Mai urmează să dăm cu încă 4 băieți, deci cu Bellingham am dat. Hai să dăm acum și cu Kjoller. Fugi Kjoller, nu se poate. Bellingham cu pasă bună la Royce. Royce pentru Kjoller. Kjoller în careu, cade Kjoller, nu se poate. Kjoller din nou, haide. Kjoller gol. Am dat gol și cu Kjoller, bine, bă, și cu șutul, nici măcar cu capul, eu am avut impresia, adică am crezut că o să dau cu capul, de-aia l-am pus pe sâtă, mai avem de dat cu încă 3 băieți, bine aici Royce, haide, gol și cu Royce, haide mă, Marco, nu cred, a luat în bară Royce, băi, ce ghinion avem. Bine, Smolarek a recuperat, pasă la Kjoller. Kjoller înapoi pentru Smolarek. Este momentul să dea și el un gol. Nu cred, arată și Smolarek și Royce. Ce se întâmplă cu băieții ăștia? Smolarek din nou la balon. Haide Smolarek, ce execuție, foarte frumos a șutat aici polonezul Smolarek, care a jucat și el acolo în trecut la Borussia Dortmund, așa cum v-am spus și mai devreme, Royce și cu Hakimi sunt singurii care n-au reușit încă să marcheze din cei 5 jucători pe care i-am luat în acest draft, care au jucat la Dortmund. Hai să lăsăm pe Royce să dea ultimul, fiind o legendă a clubului și fiind singurul care încă joacă la acest club, îl lăsăm să dea ultimul, să încheie el clipul. Acum a dat și Hakimi un gol, un jucător care a evoluat și el la început de carieră la Borussia Dortmund, chiar dacă acum este la Paris Saint-Germain, a jucat și la Borussia Dortmund și a meritat acolo și el să fie nominalizat, să-i spun așa. Și acum Marco Reus va încheia acest clip cu un gol de senzație, dar pierde mingea Reus. Ce se întâmplă cu Marco Reus? Nu cred că s-a accidentat, nu pot să cred, s-a accidentat Marco Reus și nu mai putem da gol cu el. Ridică-te Reus, ridică-te că trebuie să dau gol cu tine, mă băiatule, mă. Băi, cum să se accenteze, mă, fix omul cu care trebuie să dăm gol? Royce, sus, frate, n-avem timp să stăm. Haide, Marco. Marco, Royce, s-a ridicat. Royce, pierde mingea. Bă, Royce nu mai poate. L-au rupt băieții, l-au rupt ca să nu dea gol. Royce, avansează. E momentul să dea și el un gol. Marco, Royce, golazo. Și încheiem clipul în acest moment cu acest gol al lui Marco Royce. Am reușit să marcăm 5 goluri, unul cu fiecare jucător care a jucat sau încă joacă la Dortmund, Bellingham, Royce, Hakimi, Smolarek și Kjoller, dintre care Bellingham și Marco Royce au reușit și câte un asist și așa încheiem acest clip. Sper că v-a plăcut. Nu uitați și de pagina celor de la tricouri de fotbal.cc, datorită cărora am reușit să facem acest clip cu
acest tricou de la Borussia Dortmund. Găsiți foarte multe tricouri mișto pe pagina lor, așa că nu mai stați pe gânduri, băgați un follow și poate chiar vă cumpărați un tricou. Și ce vă mai rog eu este, dacă chiar vă cumpărați un tricou de la ei, să le spuneți că veniți de la mine, din partea mea, m-ar ajuta și pe mine treaba asta și totodată poate primi și un discount acolo, 5%, 10%, că ziceți că eu v-am recomandat această pagină și datorită mie cumva v-ați cumpărat și voi un tricou. Sper că v-a plăcut clipul, dacă da, v-am spus, nu uitați de un like, un share și un subscribe, am fost Cipi, vă mulțumesc pentru vizionare, o zi sau o seară faină, depinde când v-ați uitat la acest clip, pa, pa!